Mulțumim, fie vremea cât era, dansul este viața mea. Nu puteam să nu spun acest lucru despre Nea Mărini. De ce vorbim despre el? Pentru că a adunat aseară peste 500 de oameni în parcul Bragadiru. Știți deja celebra hora satului pe care școala de dans românesc Larisa și Marin Barbu ne aduce în fiecare an. De fiecare dată se lasă cu joc și petrecere ore întregi până seara târziu. Și urmează evidente imagini în exclusivitate. Haideți să vedem! Plecat cu acest proiect care se numește Hora Satului, prin care ne-am dorit să aducem către tânăra generație și pentru cei care nu au avut ocazia să vadă măcar o dată. Ia uite, uite cum vin, vezi? Vezi cum vine și se adună să vadă cum se făcea odată. E o mândrie pentru mine când văd așa ceva, pentru că în urmă cu 23 de ani noi am început foarte timid. Câțiva copii la Muzeul Satului, credeam noi că dacă o să adunăm 100 de copii, suntem mulțumiți. De la 100 de copii și-au ajuns la mii, au trecut mii prin mâna noastră la școală și uite ce poate să fie mai frumos în mileniul 3, când toată lumea se ocupă de orice, dar de tradiții nu. Noi asta știm, asta facem. Dansăm la liber acum, da? Toată lumea dansează la liber, cum să dansa? Am adus la lăutari. Taraful Constantin Gaciu cântă și lumea joacă și tot încercăm să aducem alături de noi și lumea cu telefoanele în mână. Ia uite-ți pe cine avem aici. Bună! Ea este cursanta noastră și ne umple de bucurie. Păi are un an? Un an și jumătate. Da. Deci, Miki, și cum e? Vezi, nu mai pot. Cum e Miki? E super bine. Ce ea dansează. Ea și cântă și dansează. Ne bate pe toți. O să vedeți că din cer, ea la un dat fuge, ea microfonul, mai cântă, mai joacă. Așa e. Cât suntem în școală acum? Păi, Larisa, poate să spună copii. Acum copii suntem în jur de 300 de copii și adulți să fim vreo 300 de adulți. 600-700 în total. Dăm o vacanță, ne amărim sau mai venim? Noi jucăm într-una. Copiilor le dăm o mică vacanță celor mici, dar cu cei mari începem și plecăm cu ei la festival. Nu am mai văzut hora așa de mare. Da, hai să vezi. Am făcut eu în 2017, împreună cu cei de la Bistrița Năsăud, 10.000 de oameni au venit pe un stadion și am intrat în cartea recordurilor. M-aș bucura, poate când facem, când îmi face 25 de ani, peste 2 ani, să aducem măcar 5.000. Mergem la dans? Hai la dans, să te vedem! Hai să te vedem!